Toate pânzele sus de Radu Tudoran. Pista 16. Călugărul părucă se minunează și se lipi de busolă cu mâna pe habitaclu, cu ochii în capacul de sticlă. Da, lumina asta de unde vine? Are busola putere să lumineze? Ismail, până atunci morocănos, începu să râdă de această prostie. Cum o să aibă lumină? Ce, este soarele sau luna? Dar atunci, cum, cârmaciule? Ia spune-mi și mie taina, că te văd om luminat la minte. Turcul se umflă în pene. Are lampă înăuntru. Lampă? Ia te uită, minune, dar cum că nu se vede? Nici nu trebuie să se vadă, altfel orbește ochiul. Lampa este ascunsă. Uite aici, în cutie. Luminează dintr-o parte ca să vedem numai cadranul. Și, înveselit de neștiința călătorului în sutană, Ismail deschise ușița habitaclului, arătându-i felinarul. Călugărul se aplecă să vadă mai bine, tot minunându-se, ca și când lampa asta ar fi fost cine știe ce născocire. Ia te uită! Și eu care ziceam că o fi la mijloc vreo taină de-a corăbierilor, când colo o lămpiță ca toate altele. Vezi, stai că dacă umbli în lume, înveți o mulțime. Tot vorbind, călugărul se foia în jurul busolei, uitându-se când la felinar, când la cadran, care juca ușor în jurul liniei de credință. În sfârșit, după un timp, se ridică și închise ușița. Și zi, mașina asta îți arată drumul? Eu credeam că mergeți numai după soare, ori după stele. Dar ca să-ți arate drumul, mai cu seamă noaptea, înseamnă că aici e mână dumnezeiască. Ismail pufni pe nas, începând să-și piardă răbdarea. Mâna lui Allah, adăugă călugărul repede, ca să-l îmbuneze. Are magnet, nu mă mai bate la cap. Izbucni cârmaciul scos din fire, apoi își vâră speriat ochii în busolă. Uite ce faci! Mă ții de vorbă și eu greșesc drumul! Într-adevăr, cât stătuse de vorbă, cadranul se rotise cu vreo două carturi spre nord. Ismail învârti timona până ce regăsi vechiul drum. Noroc că Gherasim dormea mai încolo sub arborele mic, altminteri i-ar fi tras o săpuneală ca la baia de aburi. Haide, pleacă! Se răsti la călugăr. Vrei să fac vreun bocluc? Călugărul se pierdu în întuneric spre prova. Vela mică, legată în tribord, începu să fluture parcă smintită, zmucind ghiul. Gherasim se trezi, se frecă la ochi buimac, apoi strigă la cârmă. Măi, Ismaile, ce faci acolo? Vezi că ai luat o razna? Bucătarul își vâră mai tare ochii în busolă. Ba, mergem bine, bre? Răspunse, trecând iarăși la graiul gheaurilor. Atunci ce dracu s-a schimbat vântul așa dintr-o dată? Zise Gherasim, apropiindu-se de cârmă. Privi și el busola, se încredință că mergeau bine, apoi ridică din umeri. Naiba să știe, printre insulele astea se zăpăcește și vântul. Zicând acestea, porni spre prova, dezlegă ghiul din tribord și lăsă să treacă în bordul celălalt, luptându-se cu vântul care îi smucea școta din mâini. De aici se duse la prova, unde plutașul care era de veghe îi ajută să ridice focul și trinca. Pe cer începură să se ivească stelele, aruncând între ele priviri nedumerite și răspândind deasupra mării o lumină palidă care aducea orizontul atât de aproape încât ai fi zis că peste o clipă o să-l străpungă bompresul. Gherasim se uită pe cer, căscă, apoi se întinse la loc pe pătură cu gândul să mai doarmă până la miezul nopții o oră. Negrilă, hai, liniștește-te și tu odată, potaie! Câinele stătea în gura tambuchiului pe unde coboruse călugărul, scoțând la răstimpuri câte un scheunat de neputință și de ciudă. Era limpede, nici lui nu-i plăcea acest călător în sutană. Speranța își urma drumul cu minte și neștiutoare, fără să se mire că valurile nu mai veneau din pupa, ci dinapoi a traversului, lovindu-se în bordaj, ca și cum ar fi vrut să sară pe punte și să-i împărtășească o taină. Sus pe cer, în dreapta, steaua polară, cea mai credincioasă călăuză a corăbierilor, clipea mirată și raza ei se răsfrângea în geamul busolei, încercând zadarnic să lumineze ochiul cârmaciului. Prostănacule, prostănacule, părea că-l mustră. Dacă tu mergi acum spre Schiros, atunci eu nu mai sunt steaua polară, ci am intrat în constelația Casiopeei. Notă. În iulie, către miezul nopții privită din Marea Egee, Casiopeia se află cam la 20 grade est de steaua polară. Mihu nu-și dădea seama cum adormise și cât durase somnul când se trezi sub apăsarea aceleiași neliniști ciudate, care îl urmărea de noaptea trecută, când mai vie, când mai nelimpede, dar care parcă acum crescuse și îl strângea de inimă. O clipă mai înainte, cineva ieșise din cabină încet în vârful picioarelor și lăsase ușa deschisă.
aerul rece al nopții pătrundea pe tambuchi și îi lovea obrajii încinși, alungându-i somnul. Felinarul atârnat de tavan se stinsese, îl auzea scârțind în cârligul lui și cabina era cufundată în întuneric. Numai spiraiul deasupra se vedea ca o pată albicioasă. Poate era luna răsărită târziu, poate lumina cenușie dinaintea zorilor. Ismail sporăia lângă ușă, în patul din față se auzea răsuflarea liniștită a unui om care dormea adânc, Haralamp sau Plutașul. Mihu se aplecă și privi în jos, atât cât putea să vadă, acum după ce se deprinsese cu întunericul, că lugărul nu era la locul lui. Desaga se deslușa alături ca o mogâldeață. Afară era liniște, se auzea numai murmurul domol al mării și foșnetul berbecilor care din când în când se spărgeau un bordaj mai leneș decât aseară, ceea ce dovedea că vântul slăbise și valurile își pierdeau înălțimea. Pe Mihul cuprinse teama, o teamă nelimpede, fiindcă nu-și dădea seama ce anume o strânește. Coboră din pat, fără zgomot, se îmbrăcă pe dibuite, apoi ieși pe ușă, desculț în vârful picioarelor. Văzu cerul cu stelele palide legănându-se deasupra tambuchiului. Afară era aceeași liniște care îl făcea să-și simtă bătăile inimii. Ar fi vrut să audă un glas, semn că omul de veghe și cârmaciul trăiau, dar nu se auzeau decât valurile și câte un scripete scârțind alene. Musul puse piciorul pe scară, încet, cu fereală, și urcă două trepte trăgând cu urechea. Deodată se opri, gata să scape un strigăt de spaimă. Călugărul ședea pe marginea tambuchiului cu gâtul întins să vadă peste parapet, de bună seamă, cercetând zarea. Vântul îi flutura barba încâlcită ca lâna oilor iarna. Pulpana sutanei îi atârna pe scară, de-ai fi zis că o ține ceva țeapănă. Pe punte se auzea înnăbușit mârâitul câinelui. Deasupra, stelele începeau să se șteargă și cerul albea, semn că zorile erau aproape. Călugărul făcu o mișcare, își trase sutana și Mihu rămase cu ochii holbați. Pe scară atârna, grea și încovoiată, teaca unui iatagan. Ieremie! Se auzi deodată glasul lui Gerasim de la cârmă. Tu nu vezi nimic? Nimic, numai cer și apă. Îți mai trebuie și altceva? Cârmaciul înjură. Ce-o fi cu farul că trebuia să-l vedem de peste un ceas? Or fi suflat draci în el, răspunse Ieremia. Mihu stătea țeapăn la picioarele scării cu pumnii la gură, dar glasurile oamenilor pe care acum îi știa aici la câțiva pași, gata să sară cum i-ar fi strigat, îi dă dură curaj. Câteva clipe stătu pe gânduri uitându-se la călugărul care pândea în același loc nemișcat, pe urmă se răsuci pe călcâie ușor, coborâ treptele, intră în cabină, în vârful picioarelor, tot trăgând cu urechea, se aplecă asupra de sagii, îi desfăcu baierele, începu să cotrobăie prin ea, înfrigurat, și primul lucru în care îi se încurcară degetele fu sârma unei colivii. Lumina zorilor începea să pătrundă limpede pe spirai. Măi, Ieremie! Se auzi glasul lui Gerasim după altă vreme. Acum neliniștidea binelea. Ia fă-te-n coașul, scoală pe capitan! În clipa aceea, Mihu țâșni pe gura tambuchiului, împiedicându-se în iatagan, străbătu puntea camânat de draci, coborâ scările în cabina de la pupă, împinse ușa fără să ciocăne cum era învățat și nu se opri decât la patul lui Anton Lupan. Domnule, domnule, scoal! Ce-i Mihule? Întrebă căpitanul deschizând ochii și privindu-l buimac. Musul gâfâia arătând cu mâna afară. Călugărul! Hai, măi, băiete, liniștește-te și spune ce s-a întâmplat. Călugărul e domnul Pierre Vaillant. Dacă văzu că Mihu întârzie jos și nici Anton Lupan nu vine, Gerasim strigă iarăși spre prova. Măi, Ieremie, n-auzi? Fă-te în coa să-l chem pe capitan. Ieremia străbătu puntea, coborâ scările și ciocăni în ușă. Înăuntru auzi glasul lui Mihu care se dezvinovățea. Nu snăluciri, iată pașaportul, l-am găsit în sac. Cum nimeni nu-i răspunse, Ieremia mai ciocăni odată, apoi deschise ușa și făcu un pas. Domnule, m-a mânat Gerasim să-ți spun... Dar se opri, fiindcă deodată, capitanul care cerceta în lumina spiraiului o cărțulie albastră se făcu palid și mâinile începură să-i tremure ca bolnavilor. Da, e pașaportul lui, spuse Anton Lupan, în vreme ce pereții cabinei se roteau într-un vârtej cu care nu putea să se lupte. Pe prima pagină a pașaportului scria limpede, Pierre Vaillant, și toate celelalte date se potriveau, dar înăuntrul copertei, în stânga, fusese lipită fotografia altcuiva, a unui om necunoscut, de vreo 40 de ani, cu fața prelungă, osoasă, cu nasul vulturesc, cu sprâncenele grele, umbrind ochii care parcă erau vii și te străpungeau.
Anton Lupin simți privirea lor răscolindu-i ființa și în clipa aceea fulgerător recunoscu ochii pe care îi simțise asupra sa pe cheiul Galatei din spatele lui Agop când acesta pleca. Era în ea aceeași privire pe care, mai târziu, o văzuse aprinzându-se trecător în ochii bătrânului vânzător de tutun din bazar. Într-o clipă, totul îi se limpezi în cap și un val de deznădejde îi acoperi fața. Fericirea care îi copleșise sufletul la Stambul, când crezuse că și-a regăsit prietenul, acum se spulbera. Pașaportul acesta era dovada definitivă a morții lui Pierre Vaian, fiindcă omul de sus, dacă nu l-ar fi văzut mort, n-ar fi avut îndrăzneala să-i poarte numele, folosindu-se de hârtiile lui, cum se vedea. Mihul întrebă aproape speriat. Domnule, ce s-a întâmplat? Domnul Pierre Vaian, vă e prieten sau dușman? Don Lupin lăsă pașaportul să cadă pe masă. Omul acesta nu e Pierre Vaian, ci ucigașul lui, răspunse, trăgând un sertar și punând mâna pe revolver. Unde l-ai lăsat? Pe punte, la Prova. Eu am bănuit de ieri dimineață că la mijloc nu-i lucru curat, dar când am găsit pașaportul, am crezut... Mihu tăcu. În dimineața asta, faptele se petrecuseră prea repede ca să fie avut timp să se mai gândească la ceva. Ar fi trebuit să se întrebe de ce omul acesta îmbrăcase haină de călugăr dacă era Pierre Vaian. Voia să glumească sau urmărea un plan? Mihule, du-te în cabină, la Prova, și scoală oamenii. Porunci Anton Lupin, băgând revolverul în buzunar. Mers trecoarete încet, fără să bată la ochi, așa ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Ieremia stătea în ușă și se uita la ei năucit, de parcă l-ar fi pălit ceva în cap. Ce Ieremie? Îl întrebă capitanul, întorcând în sfârșit ochii spre el. Domnule, nu știu ce-o fi, că s-a făcut ora 4 și insula Schiros nu se vede neam. Cum? Dar farul? Nu s-a zărit niciun far toată noaptea. Bine, vom vedea ce-i cu asta mai pe urmă. Acum avem de făcut altceva. Călugărul e tot pe punte? Da, nu știu ce naiba face acolo, că pe la 3 a ieșit din cabină și stă ca o mămâie la Prova. Bine, să te ții pe lângă mine, dar pune mâna pe o saulă mai groșcioară ca să ai cu ce-l lega. Ieremia își duse mâna la gură. Adică să fie adevărat că... Da, nu-i călugăr, ci pirat. E un ucigaș care trebuie să piară în ștreang. Spre răsărit, orizontul se împurpura. Stelele se stinseră pe cerul încețoșat. Numai o fărâmă de lună, alburită și somnoroasă, se legăna leneșă în vârful unui catarg. Capitanul păși pe puntea umezită de negurile nopții, se uită de jur împrejur la orizontul pustiu, îi făcu semn lui Gerasim să aștepte și se îndreptă spre Prova. Agop din bazar se trezise și se freca la ochi. Gândul că în 2 zile avea să fie la Pireu îl făcea să se simtă voios și să nu-i pese de junghiurile care le încercau, când între umeri, când în genunchi, când în cot. Călugărul stătea în același loc pe marginea tambuchiului cu ochii spre orizont, ca și când ar fi rămas de veche în locul lui Ieremia. Anton Lupin se opri la câțiva pași în spatele lui și spuse cu glasul calm, în timp ce scotea revolverul din buzunar. Bună dimineața, Pierre Vaian! La auzul acestor cuvinte, călugărul sări ca ars, se răsuci și duse mâna la iatagan. Mihu, care urcase scările tambuchiului gâfâind, se opri o clipă privindu-l cu un ochi ciudat, apoi se năpusti asupra lui, îi băgă mâna în barbă și, înainte ca el să se poată feri, i-o smulse, lăsându-l cu obrazul gol. Spânu! Strigă Gerasim, scăpând cârma din mâini. Agop din bazar scoase un geamăt slab și se prăbuși pe bocaport leșinat. În clipa aceea, cu o mișcare neașteptată, piratul îl înșfăcă pe Mihu în brațe și se trase cu el lângă parapet, ținându-l în față ca pe un scut. Dacă tragi, îl omor întâi pe el!" scrâșni printre dinți. Anton Lupin rămase descumpănit. Pe gura tambuchiului se iviră Haralamb, apoi Cristea Busuioc, fiecare cu câte o pușcă în mâini. Lăsați armele jos și treceți toți la pupă!" porunci spânul. Dacă nu vă supuneți, îl arunc peste bord!" Toate se petrecură în mai puțin timp decât ar fi fost nevoie ca să le poți judeca. Oamenii se priveau încremeniți, neînțelegând ce s-a întâmplat. Dar iată că deodată o umbră neagră țâșnită după tambuchi zbură prin aer și se opri în spinarea piratului. Negrilă! Strigă Mihu, zbătându-se să scape din strânsoarea brațelor. Nu te lăsa, Negrilă! Nu-l slăbi! Așa! Spânul se prăbuși pe punte, horcăind, se răsuci de câteva ori, încercând să desclășteze colții care îl sugrumau, apoi rămase pe o parte, încovrigat, bâțâind din picioare ca un om care își dă duhul. Negrilă stătea deasupra piratului fioros, ca o fiară venită din păduri, cu ochii roșii, suflând apric pe nări și mârind înfundat. Amintirea strămoșului lup se trezise înspăimântătoare în sângele lui.
Mihu se ridică de jos, tremurând. Hai, negrilă, că l-ai răpus! Piratul nu mai mișca, numai câte un spasm făcea să-i tresare genunchii, dar negrile nu-și descleștea colții din grumazul lui. Iremia se apropie cu sfoara în mâini. Ia, măi, băiete, domolește-ți dulăul, că îl dă gata! Spânul deschise ochii și privi în jur rătăcit. Sângele îi curgea și roaie pe grumaz. Bine, măi, fratimiu, îl mustră Iremia plecându-se și apucându-se să-l lege de mâini. Om, în toată firea ești tu să-ți faci păcat cu un copil neștiutor și plăpând. Apoi se întoarse spre Anton Lupan. Domnule, cât îl leg eu, poate îți faci pomană și aduci o fașă de jos să-l oblojim la gât. Ai grijă de el, Iremie, strigă Gherasim. Mai cu seamă dacă e vorba de gât. Nu de alta, da, ca să am pe ce pune ștreangu, că de mult i l-am pregătit. Capitanul coborî în cabină, aduse o fașă, tinctură de iod și îl pansă pe pirat. După aceea, Iremia îl târâ pe punte ca pe un sac și îl legă fedeleș la picioarele arborelui mic. Așa, frăție. Acu, stai cu minte aici și așteaptă-ți judecata. Îndreptându-se spre cârmă, Anton Lupan îl văzu pe Agop leșinat. Aveți grijă, careva și de Armean. Luați o gălată cu apă. De jur împrejur, marea era pustie. Nu se vedea niciun semn care să arate apropierea pământului. Numai spre sud, fumul unui vapor înnegrea greoi orizontul. Gherasime, ești sigur că ai ținut același drum tot timpul? Întrebă capitanul apropiindu-se de cârmă și cercetând busola. Da, domnule, că doar nu scârmaci de ieri, de-al altăieri. Și vântul când s-a schimbat? Pe la ceasul 11. Anton Lupan se mai uită odată în jur, privi dâra lăsată în urmă și păru nedumerit. Nu se poate. Cu vântul ăsta ar fi trebuit să fim de mult la Schiros. În clipa aceea, soarele răsărea din valuri în pupa speranței. Nu suntem pe drum. S-a întâmplat ceva cu busola, strigă capitanul, dându-și deodată seama că dacă ar fi mers într-adevăr spre sud-vest, soarele trebuia să răsară în stânga, cam la 4 caturi înapoi a traversului. Uite de unde a pornit buclucul, strigă și Gherasim uimit. Cercetând busola, găsise după felinar o daltă de călăfătuit. Îndată ce o trase afară, cadranul se răsuci cu minte 2 carturi spre sud. Cred că nu mai e nevoie să ne întrebăm cine a pus-o aici, vorbi capitanul. Tu ce zici, Gherasime? Așa e. Acum bănuiesc și când s-a întâmplat. Astă noapte, pe la 11, în cartul lui Ismail. Mă miram eu cum să se schimbe vântul așa din senin. Înseamnă că vroia să ne scoată din drum și să ne abată înspre vreo insulă pustie unde îl așteaptă oamenii lui. Ar fi bine să o luăm repede spre miază zi. Nu, se împotrivi capitanul cu un zâmbet crud. Acum, dacă am intrat în horă, să jucăm până la sfârșit. Ce ai de gând, domnule? Să mergem înainte și să-i înfruntăm. Suntem 7 oameni ca să nu-l mai punem la socoteală pe Agop. Păi nici să nu-l punem, tot nu-i bun de nimic. Ba, la ceva ne-a folosit. Fără el, n-am fi pus niciodată mâna pe ucigașul lui Pierre. Doar nu-ți închipui că l-am omit cheresteaua lui Kir Leonida. Dacă e așa, se cuvine să-i mulțumim. Cred că o să-mi dai voie, domnule, să fac după cum știu eu, să-l ușurez puțin de ca la balâc. Nu o să ne punem viața în primejdie pentru el, fără să plătească nimic. Să lăsăm socotelile pentru mai târziu. Acum, hai să ne pregătim. Numai că nu-l văd pe Ismail. Am încercat să-l scol, dar n-a fost chip, răspunse Mihu. Mă, care n-ați avut de lucru și mi-ați înfundat pușca? După bunul lui obicei, Iremia se apuca să-și lustruiască flinta, dar când dăduse să curețe țeava de dinăuntru, văzu că era înfundată cu câlți. Aha, strigă Gherasim, lovindu-se cu palma în frunte. Măi băieți, ia uitați-vă toți la puști, că de-aia mai iscodit ticălosul. Vedea l-aș mai repede cu ștreangul de gât. Într-adevăr, toate carabinele aveau țevile înfundate. Uite de ce a stat ieri toată ziua în cabină, urmă Gherasim. Zi, citea Biblia. Abia acum se ivi și Ismail pe punte, frecându-se somnoros la ochi. Ce facem, zarvă, bre? Văzându-l pe pirat la câțiva pași în fața lui, se trase înapoi buimac. Asta, de unde am picat? E unul spânu, dacă ai auzit de el, răspunse Haralamb. Bucătarul începuse să se umfle ca un broscoi și toată vitejia despre care am pomenit se trezi în el. Deslegam, strigă suflecându-și mâinile. Scoatem frânghia, luptam! Spre necazul lui, tocmai atunci, omul de veghe, Iremia, se întoarse spre capitan și-l vesti. Mi se pare că se vede pământ. Drept în vârful bompresului se ivise o pată cenușie pe care valurile încercau să o dea la fund. Mihu se cățără în vârful catargului, își puse mâna streașină la ochi și după ce își ațintise privirea în zare, strigă. E o insulă, domnule! Ia uită-te în stânga ei! Nu vezi nimic?
Ba, parcă s-ar zări niște munți. Trebuie să fie muntele Cochila, de pe Schiros, și dacă e așa, ceea ce se vede în față nu poate fi decât insula Scansura. La auzul acestor nume, piratul începu să se zbată în frânghii. Da, locul e bine ales, urma Anton Lupin apropiindu-se de el. O insulă pustie pierdută din drumul vapoarelor. Ascultă, tâlharule, acum, fiindcă tot nu mai poți face nimic, mai bine spune câți oameni ai aici. Spânul fulgeră cu privirea și scrâșnii din dinți. Domnule, sări bucătarul, lăsam, făceam Ismail vorbeam. Nu te osteni degeaba, Ismaile, o să ne descurcăm noi și fără ajutorul lui. Băieți, veniți încoa să vedem ce-i de făcut. Insula piraților creștea din valuri și parcă tainele ei pulpuiau deasupra în boarea pe care o ridica la orizont soarele apropiat de zenit. Capitolul 12. Adnana. Scansura este o mică insulă deluroasă lungă de vreo 7 kilometri, lată de vreo 2, pierdută între Schiros și Sarachino în arhipelagul Sporadelor de Nord. La apus mai sunt alte câteva insulițe fără nume, atât de neînsemnate încât unele hărți nici nu le amintesc. Astăzi poate să găsești acolo mici așezări statornice de grădinari, pescari sau viticultori, dar la timpul când se întâmplau cele povestite în această carte, insula Scansura era pustie, în înțelesul că nimeni nu-i cultiva pământul și ca urmare n-aveai cum întâlni pe ea urmă de picior omenesc. Afară de păsările mării care își făceau cuibul pe țărm și hălăduiau în tihnă și, în afară firește de gâzele mărunte, nici o altă vietate nu tulbura liniștea acestui loc. Într-o vreme se pare că își găsise aici sălașul o capră domestică, pe semne scăpată dintr-un naufragiu. Corăbierii care se opreau uneori la țărm zic că îi vedeau cornițele ivindu-se în vârful colinelor, pe după movilițele de pământ roșcat sau prin desișurile de smochini sălbatici, dar nimeni nu izbutise să se apropie de ea ca să poată depune jurământ că era într-adevăr o capră și nu însuși încornoratul. Mai târziu dispăruse și capra, moartă de bătrânețe în vreo râpă, și cum pe insulă fusese numai ea, e de la sine înțeles că nu avusese cum să lase urmași. Speranța ajunse în fața acestei insule pustii, în dimineața de 23 iulie, pe la ora 11, căci vântul slăbise și ultima parte a drumului o făcuse domol. Spre necazul lui Ismail, așteptând să se lupte cu pirații, bucătarul își juca mereu pectoralii și bicepsii. Îndată din tufișurile de pe țărm se iviră câțiva inși. Anton Lupin, care îi urmărea cu ochianul, văzu că își făceau semne de nedumerire, dovadă că nu totul se petrecea după așteptările lor. Erau încălțați cu cizme peste care atârnau caftane lungi, iar în cap aveau unii turbane, alții legături prezulii. Așa cum se vedeau, ei fi luat drept niște oameni pașnici și cinstiți. După ce stătură un timp la sfat, uitându-se la corabia care plutea în larg, traseră din tufișuri o barcă lungă, o împinseră pe nisip și câteva minute mai târziu, două perechi de vâzle începură să sclipească ritmic în soarele aburit. 10 metri, strigă Haralamb, care stătea plecat peste parapet și arunca sonda din când în când. Până la țărm nu mai erau decât vreo 800 de pași. Oamenii din barcă puteau fi văzuți cu ochiul liber, opintindu-se în vâzle, în vreme ce mai marele lor stătea în picioare la pupa, cercetând goeleta care se apropia. 8 metri, strigă Haralamb. Anton lăsă ochianul jos și porunci. Prova în vânt, aruncați ancora. Gerasim învârti cârma, speranța se roti încet până ce veni cu prova în vânt. Atunci lanțul începu să zornăie, împrăștiind liniștea mării, ancora căzu în apă plescăind și pânzele coborâră pe catarge în scârțitul scripeților. Acum fiecare la locul lui și nu faceți decât ceea ce am hotărât, porunci Anton Lupin. Văzând cum barca se apropia cu fiecare minut, Agop începu să se văicărească pe lângă el, frângându-și mâinile. Efendi, de ce vreți să mă nenorociți? N-ar fi fost mai bine să ne vedem de drum? Gerasim îl privi cu dispreț. Jupune, dacă nu stai liniștit, te leg și te arunc în hambar la un loc cu spânul și îți mai pun și cârpă în gură. Cum i-am pus lui? Hai, mai bine du-te jos, cum ți-am spus. Armeanul se trânti pe bocaport. Nu mă duc, stau aici, răspunse repede gâfâind. Bine, dar dacă faci o mișcare, să știi că te ating la mir. Barca ajunsese la vreo 100 de pași și își încetinise mersul parcă șovăind. Pe Puntea Speranței se vedeau numai doi oameni lângă parapet și alți doi care își făceau de lucru pe bord în chipul cel mai pașnic și mai neștiutor. Încolo nu mișca nimic. Se vede că nu-i asta, zise omul de la cârma bărcii îndoit.
Și cum naiba că doar ne-a trimis semn?" Altul rânji arătându-și dinții știrbi. Da, ce? Dacă nu-i asta strică, o să o cotrăboim puțin?" Când barca ajunse la vreo 20 de pași, omul de la cârmă strigă. Noroc, capitane! Ce vânt vă poartă pe aici?" Vânt, prost," răspunse Anton Lupan. Mi se pare că ne-am rătăcit. Nu știți cumva încotro e Schiros?" Oamenii din barcă se privire între ei cu înțeles și traseră lângă bord. Cu toții nu erau decât 5. Schiros? Păi trebuie să fie undeva pe aici. Nici noi nu știm bine, că ne-a prins furtuna acum vreo 2 săptămâni în drum spre Salonic și ne-a aruncat barcazul pe nisip. De atunci tot așteptăm să treacă vreo corabie să ne scoată din impas. Se vede că Dumnezeu v-a adus." Ei, dacă e așa, poftiți. Putem să vă ducem sau la Schiros sau la Pireu, unde vreți." Cei din barcă își aruncară iarăși priviri. Veniți de la Stambul?" întrebă omul de la cârmă cu un zâmbet blând. Da, de la Stambul. Aveți ceva marfă sau mergeți cu lest?" Ba, avem marfă și încă de preț?" Cei din barcă se uitară unii la alții cu interes, nu auziră că în clipa aceea Agop, întins cu fața în jos pe bocaport, scosese un geamăt înnăbușit. Gherasim făcu un pas înapoi, se aplecă și trase un ghiont. Dacă nu taci, te arunc peste bord." Dar ia spune, capitane," întrebă unul din barcă, pe la Stambul n-ați întâlnit un călugăr de la muntele Athos?" De data asta, furândul capitanului să schimbe o privire cu Gherasim. Un călugăr? Poate să fi văzut chiar mai mulți." Nu, unul așa înalt, voinic, care voia să meargă în arhipelag." Aha, mi se pare că știu, a vrut să meargă cu noi, dar pe urmă s-a răzgândit. Zicea că a găsit altă corabie care pleacă mai târziu." Dar de ce întrebi?" Păi să vezi," dădu lămurire mai isteț alt om din barcă, fiindcă s-a rugat și de noi să-l luăm." Da, dumnealui capitanul s-a împotrivit." Rău a făcut. Se vede că vor fi blestemat, dar ea va arunca furtuna pe nisip." Mai știi?" zise omul de la cârmă, închinându-se cu cernic. Dar, mă rog, de ce nu poftiți pe bord?" Agop gemu din nou, zgârind cu unghiile tenda de pe bocaport. Oamenii din barcă își făcură un semn și se aruncară toți deodată peste parapet. Numai că înainte de a-și trage iataganele din teci, 5 țevi de pușcă se îndreptară asupra lor din 5 locuri pe care nici nu le-ar fi bănuit. Negrilă se zmucea în mâna lui Mihu clănțănind din colți, dornic să se repeadă în el. Pirații rămaseră împietriți cu chipuri hâde pe care spaima le sluțea mai mult, cu nasuri păroase, guri gălbejite sau știrbe, cu ochi spanchii. Niciunul nu a avut vreme să facă o mișcare, căci țevile puștilor înaintau amenințătoare spre ei, gata să verse foc și plumb. Care mișcă s-a curățat?" răcni Gherasim. Anton Lupan se apropie de cel care se uita cruciș pe semne căpetenia lor și dintr-o mișcare îi smulse cureaua de la brâu. Iataganul și 2 cuțite arcuite în teci de lemn căzură pe punte bocănind. Armeanul gemu o ultimă oară, apoi rămase nemișcat. După ce toți pirații fură dezarmați, capitanul se întoarse spre ultimul dintre ei. Acum pune mâna pe sfoara asta și leagă-i, ca să nu ne mai ostenim noi." Piratul îi aruncă o privire furioasă din ochii cruciși. Haide!" îl îndemnă cârmaciul speranței, luând un cuțit de jos și îmboldindu-l cu teaca de lemn. În câteva minute, cei 4 tâlhari erau legați fedeleși. Gherasim îl legă pe al 5-lea, apoi îi îngrămădic pe toți lângă hambar și îi mai legă o dată între ei, făcându-i balot. Și cum, domnule, am terminat?" zise după aceea, uitându-se cu mirare în jur. Într-adevăr, toată treaba nu durase decât 1/4 de ceas și decursese în atâta liniște încât nici nu-ți venea să crezi că asta fusese o întâlnire cu niște pirați. Așteaptă, Gherasime, că n-am terminat," răspunse capitanul, uitându-se cu ochianul spre țărm. În desișurile de pe mal, parcă se vedea mișcându-se un turban. Ia hai să luăm barca și să facem o vizită acasă la dumnealor. Poate că și-a uitat ceva bagaj." Da, până una alta, scoate-ți-l pe spânul la lumină, că s-o fi înnăbușit." Oamenii lăsară puștile jos, îl traseră pe Agop de pe bocaport și începură să desfacă tenda. Mult necaz ne-a adus armeanul ăsta," zise Gherasim, scuipând cu năduf. Cred că ar fi timpul să cotrobuiesc puțin prin boclocurile lui." Agop făcu ochii mari, trezit din leșin. Nu am nimic, de ce să cotrobăiești? Sunt un negustor scăpătat." Haralam și Cristea puseră piciorul peste marginea hambarului, de unde, opintindu-se din greu, îl aruncară pe spânul afară ca pe un sac. Piratul căzu grămadă peste ai săi.
După strigătele de uimire care izbucniră, începură blesteme și înjurături. Pirații spumegau și se smuceau în frânghii, încercând să lovească furioși cu picioarele, cu genunchii, cu umerii, în căpetenia lor, care se uita la ei vrăjmășește, cu ochii de lup hăituit. Scoteți-i cârpa din gură, să le poate răspunde și el, porunci Anton Lupin. Dar spre mirarea tuturor, spânul care se dezmeticise repede, rămase mut, mulțumindu-se să arunce priviri de dispreț spre oamenii săi și de ură spre ceilalți. Aha, se vede treaba că nu ești mulțumit de noi, zise unul dintre pirați aruncând flăcări din ochi. Spânul îl scuipă în obraz. De ce v-ați repezit dacă nu m-ați văzut pe mine, cum eram înțeleși? Piratul, un grec firav pe care te mirai să-l vezi aici, izbucni. Acu ne scoți vinovați? Îți convine? Tu te plimbi ca un bei la Stambul, la Pireu, tragi la hoteluri mari, huzurești și noi așteptăm pe țărmuri pustii fără nicio știre, cu teama că în orice zi ne poate dibui vreun vapor de război să ne pună în ștreang. Îți dă mâna să ne lași aici o lună, iar tu să bei cafea și să tragi ciubuc la Pera Palace. A, nu, capitane, alta ne-a fost vorba la început. Ajungând aici, piratul se întoarse spre Anton Lupin. Domnule, vreau să spun tot. Spânul îl fulgeră din ochi și dădu să se smucească spre el, dar frânghiile îl făcură să-i icnească neputincios. Crezi că dacă ai să pălăvrăgești, ai să scapi de ștreang? Îl întrebă cu dispreț, scuipându-l iarăși în obraz. Piratul se zvârcoli cu o furie care îl făcea fioros, oricât era el de firav. Să scap de ștreang? Știi și tu prea bine că de data asta nu mai poate scăpa niciunul dintre noi. Dar aș vrea să-mi facă numai un hatâr. Să te spânzure pe tine înaintea mea, ca să te văd cu limba vânătă și cu ochii dați peste cap. Domnule, întrebați-mă orice vreți, am să vă spun tot. Pentru asta o să avem vreme mai târziu. Deocamdată să ne spui câți oameni mai aveți pe uscat. 3. Dar unul e neputincios. Nu știu din ce i s-a tras, din vreo spaimă, ori o fi pedeapsă de la Dumnezeu, că l-a lovit boala copiilor și când e să pună mâna pe cuțit ori pe iatagan, îl apucă buțiala și cade la pământ. Unde sunt ăștia trei acum? Unul e colea de pază pe mal, iar ceilalți doi pe malul celălalt. Încolo nu mai e niciunul? Bagă de seamă. Dacă minți, mai poți păți și altele înainte de a ajunge la ștreang. Nu mint, domnule. O să vedeți. Anton Lupin se întoarse spre ai săi. Cine rămâne de pază aici? Oamenii se cam codeau, căci fiecare ar fi vrut să pună piciorul pe uscat să răscolească sălașul piraților. Eu stam, răspunse după oarecare timp Ismail căscând. Nu-l lăsați pe el, nu-l lăsați pe el, nu mă nenorociți! Începu să se văicărească Agop. Bucătarul se îndreptă spre el întărâtat, cu mâinile înfipte în șold. De ce nenoroceam, bre? Agop tăcu mâlc și se ascunse după bocaport cu capul la pământ, fiindcă vederea piraților chiar și așa legați și neputincioși cum erau îi dădea fiori. Soarele mergea spre zenit, din ce în ce mai arzător, și pe punte începea să fie zăduf. Odată cu apropierea amiezii, vântul slăbise și nu mai avea putere să poarte cu el umezeala răcoroasă din larg. Echipajul coborâ în barca piraților împreună cu Negrilă și se îndreptă spre țărm. După ce privi o vreme în urma lor, Ismail se duse în bucătărie, luă un linguroi mare de fier care atârna cât un ciocan și îl înfipse fudul la brâu, apoi se așeză turcește lângă parapet cu pușca pe genunchi. Dacă unul mișcam, dam cu asta la cap, zise de la bun început, arătând spre linguroi. După aceea își aprinse luleaua și rămase de pază, aruncând din când în când câte o privire plină de ifos la pirații care toropeau în frânghii. În acest timp, barca se apropia de mal fără niciun ocol. N-are rost să coborâm în altă parte. Tot o să ne vadă, zise capitanul, gândindu-se la omul de pază care, desigur, îi urmărea din desiș. Într-adevăr, când barca ajunse la vreo 100 de pași în tufișurile de pe mal, se văzu mișcându-se ceva, un om cu turban, își arătă o clipă capul privind cu nedumerire la cei ce se apropiau, apoi, după ce se dezmetici, o rupse la fugă la deal adus de umeri, căutând să se piardă printre copacii pitici. Ieremia aduse pușca la ochi. Nu trage, îl opri Anton Lupin. Nu o să ne fie prea greu să punem mâna pe el, că de pe insula asta n-are unde fugi. Câteva minute mai târziu, barca era trasă pe nisip și echipajul Speranței se avânta la deal pe urmele piratului. Negrilă scheuna, dând să se repeadă înainte, dar Mihu, după sfatul capitanului, îl ținea strâns, căci dacă l-ar fi lăsat să-l ajungă din urmă pe fugar, acesta fiind de bună seamă înarmat, ca toți ceilalți, colții câinelui ar fi fost prea puțin pe lângă iatagan.
În jur creșteau măslini sălbatici și smochini piperniciți. Pământul, se vede, nu era prea darnic, căci niciun copac nu ajungea statura unui om. Ceva mai sus, spre creasta dealului, se răreau, lăsând loc unor ierburi țepoase, crescute încâlcit într-o urzeală prin care abia te puteai descurca. O cărare bătătorită de mult arăta singurul loc pe unde piratul putuse să fugă fără să cadă în brânci. Domnule, zise Iremia privind cu bănuială în jur, poate ar fi mai bine să ne răspândim, să nu mergem toți buluc. N-a avea grijă, răspunse Anton Lupan, iarba e în folosul nostru, nu al lor. Dacă ar fi vreunul ascuns pe undeva, i-am vedea urmele numai decât, că doar sunt oameni, nu păsări, să vină pe sus. După vreo 800 de pași de urcuș, ajunseră la creastă și se opriră uimiți. Marea era jos la picioarele lor, fiindcă un golf adânc intra în inima uscatului, sugrumând insula în la mijloc, să zici că o furtună mai puternică ar fi putut să o rupă în două bucăți. Vântul adormise pe deplin și apa golfului amorțită sclipea argintie în soare, orbindu-te ca un uriaș cazan cu sticlă pusă la topit. Aproape de mal se zărea o corabie cu două catarge, picotind la ancoră gata să se topească și ea în pasta sticloasă a golfului. Gerasim își duse mâna streașină la ochi. Domnule, strigă deodată sub stăpânirea unei mari tulburări. Domnule, dar asta e... Anton Lupan lăsă ochianul în jos. Ai dreptate, zise, fără să pară surprins. Este chiar Penelopa, dar pe mine unul nu mă miră să o găsim aici. Fugarul se ducea de-a berbeleacul pe povârniș. Turbanul îi sărise din cap, lăsând să îi se vadă țeasta rasă, care sclipea în soare ca un dovleac turcesc desprins din vrej. Când ajunse jos, se ridică și străbătu plaja în fugă, strângând și făcând semne cu brațele, deznădăjduit. Pe puntea Penelopei se iviră doi oameni buimăciți. După câteva clipe, se dezmeticiră, văzură oaspeții neașteptați sus la creastă și se repeziră să ridice pânzele. Sunt tare speriați, zise Anton Lupan, dacă își închipuie că pot să fugă fără pic de vânt. Piratul de pe mal se opintea să dea la apă o barcă trasă pe nisip, dar nu era treabă pentru un singur om. Dacă văzu că n-are destule puteri, se uită în jur, rătăcit, dădu să intre în mare, privi înapoi la străinii care începură să coboare povârnișul cu puștile în mâini, apoi, după o clipă de gândire, o rupse la fugă pe țărm. Care vă luați la întrecere cu el? Întrebă capitanul Speranței. Ce să ne mai ostenim de pomană? Răspunse Iremia, ducând pușca la ochi. Am să-i șuier pe la ureche să stea și dacă nu s-o opri, să-mi ziceți cum veți pofti. Vezi numai să nu-l răpui. Nici o grijă, domnule, doar n-am uitat să țin pușca în mâini. Zicând acestea, Iremia ochii și trase fără zăbavă. Ecoul împușcăturii se răspândi ca o plesnitură pe apa sticloasă a golfului, făcând să se ridice în aer un stol de pescăruși argintii care toropeau pe nisip. Fugarul se prăbuși și rămase nemișcat cu fața la pământ. Ce făcuși, mă, Iremie?" zise dojenitor Haralamp. Mie că l-ai atins la mir." Pui prin soare că nu." I-am zis să stea și, după cum vezi, s-a supus. Acum am să-i trimit vorbă să vină înapoi." O nouă împușcătură tulbură liniștea insulei pustii. Țeasta lucioasă a piratului se acoperi de nisip. Mă, dacă nici acum nu l-ai atins," începu Haralamp. Dar nu sfârși vorba când fugarul se ridică speriat cu mâinile în sus și porni înapoi scuturându-și capul ca să-și lepe de nisipul care îi curgea în ochi. Ceilalți doi de pe corabie încremeniseră lângă parapet. Fiindcă se pornise pe împușcături, Iremia trimise un glonț printre ei. Auzind șuierătura de pe la urechi, unul ridică mâinile în sus, iar celălalt fu cuprins de buțieli și se prăbuși pe parapet cu capul în jos, de-i fi zis că o să cadă în apă ca un balot. Echipajul Speranței coborâ în liniște pe țărm. Ia pune mâna colea și împinge! Îi porunci Iremia fugarului care se oprise lângă barcă și aștepta tremurând cu mâinile în sus. Văzând însă că vorbea de-a surda, se supără. A, știi numai de glonț? Firai tu să fii! Lasă-l, mă, Iremie! Interveni Gerasim împăciuitor, că doar n-ai fi vrând să înțeleagă românește. Ăsta, după chip, trebuie să fie arab. Și, întorcându-se spre pirat, îl întrebă pe limba lui. Ia spune, cum te cheamă și de ce neam ești? Deodată însă rămase cu ochii holbați. Mă, tu nu ești Huseim? Domnule, ia uită-te la el! Îl mai ții minte? Ăsta e Huseim pe care l-ai aruncat peste bord la Portside. Acum, unde ți-e corabia, păgânule? S-a înnecat. Gângăvi piratul pe limba lui tremurând. Așa? Și tu te-ai apucat de piraterie, hai? Nu sunt pirat, sunt marinar. Marinar din aia cu cap de mor pe catarg?
Ei, acu o să dai socoteală pentru tot. Dar ea spune, cu sora ta ce-ai făcut? Huseim întoarse ochii spre corabie fără voia lui. Aha, făcu Gerasim dumirit. O târăși după tine, îți bat joc de sufletul ei, tâlharule. Ei, uite că i-a venit și ei ceasul să scape din robia pe care o îndură de atâția ani. Pune mâna și împinge barca să vedem ce mai aveți pe bord. Câteva minute mai târziu, cei trei pirați erau legați pe puntea Penelopei și se uitau îngroziți la străinii care răscoleau corabia. În timp ce unii desfăceau bocaportul, sub care se auzeau gemete și strigăte de ajutor, alții coborau scările în cabina capitanului. Anton Lupin se apropie de tambuchiul de la prova, închis pe din afară cu cârligul, împinse capacul și rămase încremenit. Jos, la picioarele scărilor, stătea o ființă omenească gata de luptă, cu spinarea arcuită să se repeadă în sus, cu mâna încleștată pe cuțit, cu dinții strânși, cu ochii scăpărând. Când văzu un străin cu înfățișarea blândă, care se uita în jos uimit, scăpă cuțitul pe scări, își duse mâna la inimă, scoase un strigăt slab și lui Anton Lupin îi fu dat să vadă cel mai cald și mai proaspăt zâmbet care ar fi putut lumina un chip femeiesc. În fața lui era o fată de 18 sau 19 ani, cu obrazul arămiu, cu ochii negri codați, cu părul ca soarele spre amurg. Purta o bluză cenușie de pânză groasă de corabie, sub care sânii mai zvâcneau și acum speriați, în vreme ce restul ființei i se liniștise ca sub înrâurirea unui balsam. În jos avea șalvar din aceeași pânză ca bluza, strânși pe mijloc cu o cură arăbească și legați pe gleznă, răsfrângându-se peste piciorul gol, arămiu, cu unghii trandafirii. Cine ești tu?" o întreba Anton Lupin, neputându-și lua ochii de la ea. Fata arătă cu degetul la piept. Eu? Eu, Adnana. Tu?" Apoi, făcu ochii mari, zâmbetului se prefăcu un râs, își scutură capul ca și când ar fi vrut să vadă dacă totul nu e decât vis și, repezindu-se pe scări în sus, se prăbuși la picioarele lui Anton Lupin. Tu bătut Huseim, știu! Nu cunoști? Eu grecește puțin. Tu araba, nu? Franțuzește? Da? De unde ai învățat franțuzește? Nu ești sora lui Huseim?" Adnana își scutură capul, fluturându-și părul blond, ca și când ar fi vrut să arate absurditatea acestei întrebări și începu să vorbească repede într-o franțuzească melodioasă, limba care se vorbește în sud, aproape cântată, presărată însă cu o mulțime de cuvinte străine, cărora le împrumuta în chip gingaș accentul marsiliez. Nu sunt sora lui, minte! Eu sunt siriancă și el e arab. Nu vezi? M-a răpit când aveam 10 ani. În clipa aceea, Gerasim, care deschisese bocaportul, scoase un strigăt. Chiriani, dumneata ești?" Fata ridică ochii și întâlni privirea lui Huseim, străpungând-o de lângă parapet. Nu-ți fie teamă, Adnana," o liniști Anton Lupin, văzând-o că începe să tremure, gata să fugă pe scări. De acum înainte ești în paza noastră." Dar ceilalți?" întreba Adnana, uitându-se speriată spre țărm. Au plecat de-aseară pe mal și pot să se întoarcă oricând. Azi trebuie să vină și spânul. Dacă vrei să știi, a și sosit, numai că în mâinile noastre cu toții ai lui." Chiriani, oare într-adevăr dumneata să fii?" întrebă din nou Gerasim. Din hambar ieșa o miasmă acră dulceagă și mucegăită de greu încins. Capitanul Penelopei păși pe punte, gârbov și scofulcit, cu barba crescută de un cot. Gerasim îl cuprinse în brațe râzând. Ce bine îmi pare că am dat de dumneata, Chiriani!" Hei, ce bucurie o să fie la Pireu când or vedea că trăiești!" Chiriani se desprinse din îmbrățișarea lui, dezvăluindu-și firea colțoasă. Îl privi dintr-o parte arțăgos, apoi pufni ca și când s-ar fi despărțit abia ieri, ca și când n-ar fi zăcut în ghearele piraților mai bine de 4 luni. Ce cauți aici pe zevenghiule? Dacă ai plecat, umblă cu bine, nu te primesc înapoi. Am luat alt cârmaci în locul tău." Zicând acestea, începu să se caute prin buzunare, furios, până găsi un capăt de trabuc. Dați-mi chibrit!" se răsti la cei din jur. Tocmai atunci Ieremia, urmat de Haralamb, năvăliră pe punte urcând din cabina capitanului. Domnule!" strigară amândoi într-un glas repezindu-se spre Anton Lupin. Vino să vezi ce avuții! Un cufăr întreg numai cu pietre scumpe și podoabe de preț! Asta e comoara faraonilor!"